Bine v-am găsit la horoscopul de luni, 4 septembrie. Trebuie să vă aduc aminte că există un horoscop al săptămânii pe rol, a apărut încă de sâmbătă și poate o să avem o săptămână ceva mai bunicică. Nu grozavă, pentru că totodată sunt foarte multe planete retrograde, dar măcar avem parte de niște trigoane benefice de pământ, o conjuncție foarte bună, de aceea vă invit să vedeți și acest horoscop, să vedeți cam cum stăm săptămâna asta. Început de lună fiind, trebuie să căutați cele 12 filme separate, zodie cu zodie, legat de luna septembrie. Puteți consulta atât horoscopul zodiei natale, cât și horoscopul zodiei ascendente. Ba, chiar știți foarte bine, cum spun eu de la o vreme, dacă aveți un ascendent pe final de zodie sau o casă întâi foarte mare, puteți să vedeți și horoscopul zodiei imediat următoare celei ascendente. De exemplu, dacă aveți un ascendent în Taur, pe final de Taur, dar știți că în casa întâi există și zodia Gemenilor aproape toată, puteți să căutați și zodia Gemenilor. E un exemplu. Plus, astrodrama, acea analiză a configurației generale a lunii septembrie, că iacătă, am început o lună nouă în care avem activitate, nu glumă. Azi, 4 septembrie, avem o schimbare de șafetă și anume Venus în sfârșit se oprește din retrogradare, de câteva zile este staționară, acum începe să meargă direct. Dar tot astăzi, mai către seară, începe Jupiter să retrogradeze și apoi va fi retrograd până la sfârșitul anului. Astfel încât numărul mare de planete retrograde, din păcate, se menține. În continuare, până pe 15 septembrie va fi Mercur retrograd, Venus se oprește astăzi, dar intră Jupiter, Saturn retrograd, Uranus retrograd, Neptun și Pluto. Iacătă, avem 6 planete retrograde. Dacă numim că astăzi e cu 2 planete retrograde, una staționară și alta abia începe, putem să spunem că sunt 7, dar hai să zicem că sunt 6, oricum din cele 8 posibile care pot fi retrograde, e mult 6 planete retrograde, ceea ce înseamnă că putem fi trași înapoi, mereu ceva, niște frâne puse, niște blocaje, niște piedici, niște așteptări sau eforturi mai mari sau o revizuire a unor lucruri prin care am mai trecut odată, ceea ce eventual am început, făcut, dezvoltat pe parcursul ultimelor luni, acum prin retrogradare le vedem altfel, că le privim din unghiul celălalt, de pe aceeași cărare, dar mergând invers. Ca apoi, când își vor reveni toate aceste planete, încetul cu încetul, una câte una, că nu o să țină la nesfârșit toate, sunt perioade cu foarte multe simultan, apoi perioade în care chiar avem 0 planete retrograde, dar mai avem până acolo, e totuși, până la sfârșitul anului se vor mai risipi. Unele rămân, unele chiar până la început de 2024. De săptămâna viitoare scăpăm și de Mercur retrograd, ceea ce e bine. E bine să scăpăm de planetele rapide, acestea personale, Venus, Mercur, hai să zicem Marte. Nu e cazul lui Marte acum, că Marte nu e retrograd. Dar e bine să scăpăm de aceste planete personale retrograde, că alea ne marchează pe noi cel mai tare. Acolo simțim că de la Jupiter încolo mai degrabă influențează generații, popoare, nu neapărat la nivel personal, sigur că și la nivel micro, dar mai mult la nivel macro. De astăzi, fără Venus retrograd, ar trebui să mai respirăm și noi încetul cu încetul, că nu o să o ia ca din pușcă înapoi. Despre acest eveniment am vorbit atât în astrodrama lunii septembrie, cât și în horoscopul acestei săptămâni, de aceea vă invit să le vedeți și pe acestea. Cum nimic altceva deosebit nu este astăzi, mai este un aspect astăzi, dar am să vorbesc mâine despre el, că pe urmă o să avem iarăși o pauză de câteva zile în care nu se mai întâmplă lucruri importante. Voi vorbi mâine despre încă un trigon, dar care nu e prima oară în vara asta când se produce. Hai să începem săptămâna cu dreptul, măcar cu Venus în mers direct, ceea ce e de bine. Și să sperăm că o să fie o săptămână bună, dar în primul rând o zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbeci, o să aveți un sentiment de victorie asupra unor mincinoși. Aveți voi act de cojocul lor. Reușiți, numai voi știți cum, să-i prindeți cu o cauă mică pe o grămadă de oameni. Îi simțiți pe lingușitori, îi simțiți pe mincinoși, pe fățarnici, pe cei care umblă cu cioara vopsită pe lângă voi
și probabil numai că îi simțiți și îi demascați, dar probabil luați și niște măsuri. Unii vor încerca, da, vor încerca să vă lingușească, la ego vor umbla mulți, la măgulirea orgolului vostru, s-ar putea să vină pe lângă voi cu laude, cu giugulugu, chestii de astea, ca să vă prindă cu ceva în mreje. Dar norocul vostru este o mare doză de rațiune, de cerebralitate, nu vă lăsați intimidați. E chiar o doză de a respinge minciuna și dacă o și descoperiți, probabil veți lua și niște măsuri. În orice plan poate să se infiltreze minciuna. V-ați putea simți manipulat de persoana iubită, v-ați putea simți manipulat de colegul de serviciu. Da, manipularea cred că este și mai ales manipulare prin această doză de umblat la ego. Vai ce frumos ești, vai ce grozav ești. Nu că n-ați fi, dar nu vine de la cei care chiar știu să vă judece corect. Umblă cu cioara vopsită să obțină ceva. E încercarea lor de a vi se băga sub piele, dar probabil norocul vostru este această intuiție foarte puternică ce nu permite mincinoșilor să ajungă în calea voastră. Unii, da, vor încerca să tragă pe turta lor, să vă influențeze, să vă prindă punctul sensibil, dar sunteți destul de tranșant și vă veți arăta supremația, puterea, superioritatea, chiar și în fața celor mai mari lingușitori, care, da, unii chiar se pricep să manipuleze prin vorbe mari sau dulci. Taurii, este luna la voi în zodie, se va întâlni și cu Jupiter mai către seară, ceea ce e bine. Aveți trei planete la voi în gradă. De data asta voi sunteți ponderea. Cu întâlnirea asta între lună și Jupiter, clar că vă dă o energie fantastică, o dorință de supremație, ambiție, nu mai spun. Voi aveți o doză de, nici nu știu cum să spun, dorință de dezvoltare. Pe un anumit plan al vieții vreți să vă extindeți, vreți să creșteți, vreți mai mult. Există această dorință de mai mult pe un anumit plan. Unii vreți mai mult în plan profesional, alții vreți mai mult în plan financiar. Și nu rămâne la nivel de vreau mai mult, ci ce să fac să obțin mai mult. Și veți găsi niște căi de creștere. Ce? Greu de spus. Veți ști să faceți un ban în plus, veți ști să mai urcați o treaptă profesional, veți ști să faceți un pas înainte în plan sentimental, veți găsi un amplificator, da, o lupă pe care o să o puneți peste acel plan și o să-l vedeți cum crește sub ochii voștri, evident cu luptă, evident cu piedici cât cuprinde. Există în perioada asta și niște quadraturi, mai ales către Venus. Venus este prinsă în cors în perioada asta de la Jupiter, evident, și care dorința asta voastră de creștere, dezvoltare, mărire, amplificare, înaintare, evoluție, spuneți-i cum vreți, e frânată. Frânată anume că, pentru că vă pune cineva și răbdarea la încercare, dar și ambiția la încercare. E, cu ambiție veți reuși. Nu numai cu ambiție, s-ar putea în unele cazuri să reușiți după mai multe încercări. Deci nu abandonați. Foarte posibil unii să mai fi făcut ceva cândva în direcția de care vă ocupați acum, n-a mers, ați lăsat-o pe linie moartă și acum mai încercați odată și s-ar putea să mai încercați odată și la sfârșitul lunii, în cazul în care o să vedeți acolo că n-ați atins nivelul sperat. E o reușită la care puteți ajunge în cele din urmă, dar din 2-3 încercări. Ați dat un examen, nu l-ați luat prima oară, mai dați-l o dată. Ați sunat la cineva să-i dați o întâlnire și v-a refuzat, mai încercați o dată. E, vi se cere această reîncercare cu mai multă insistență. Trebuie să arătați că vreți lucrul ăla. Cine trebuie să vadă lucrul ăsta, voi știți. Un șef, persoana iubită, universul, să vadă că vreți, că vă puneți în joc toată energia, toată ambiția, toată voința către lucrul ăla. Și când cineva acolo sus vede că insistați o dată, de două ori, de șapte ori în aceeași direcție, nu o să zică că sunteți doar un taur încăpățânat. O să vadă universul că vreți lucrul ăla. A, insistă taurul ăsta, îi voi da, dar îl mai pun un pic la încercare, încât posibil încă să mai aveți de tras până veți obține lucrul ăla, cine știe, din a câta tentativă. Gemenii, vă luptați pentru o poziție, supremație, pentru o reușită, pentru niște bani.
aveți ceva de obținut în cele din urmă, în lupta asta în care sunteți și voi implicați, dar nici voi nu vă lăsați. S-ar putea să vă luptați, între ghilimele, da, poate fi o confruntare, un conflict, poate chiar și o ceartă de toată frumusețea, vă confruntați cu o persoană cu un ego foarte puternic sau cu valoare. Poate fi un personaj care își cunoaște poziția, e bun, e cel mai bun într-o anumită privință și vă luptați cu această personalitate, mică personalitate. E un om cu multă încredere. S-ar putea să învățați de la el, asta să fie de fapt lecția pe care o primiți din această confruntare. Nu neapărat să o câștigați această confruntare, dar învățați de la această persoană încrederea absolută în șansele de reușită, în valoarea sa, în puterile sale. E omul care se bate cu pumnul în piept. Eu pot, eu fac, eu dreg. Și asta veți vedea la el. Încât ceva din această ambiție parcă o preluați și voi. Parcă îl imitați, parcă îl urmați. Sau da, poate chiar vă este model într-un fel sau altul. Și când zic model, poate fi și genul de om care el vă stimulează. Hai că poți, fă și tu la fel. E o doză acolo de molipsire, parcă vă molipsiți de la acest om, dar vă puteți molipsi și prin confruntare cu acest om. A, tu ai ridicat tonul, ridic eu și mai tare. Nu neapărat în sens negativ, ceea ce veți scoate din confruntarea asta, din comparația asta, nu o să fie ceva negativ. Vreți, dacă e un pic de egalitate, acolo e o remiză, gata, gata să se termine cu egalitate, meciul, parcă vă adunați așa o ultimă forță să-l depășiți, chiar și cu 1%, dar să fiți un pic deasupra sau, repet, măcar la aceeași poziție. Da, vă veți descoperi în voi niște energii, niște puteri, niște supraputeri care să vă dea curajul să vă confruntați cu această persoană care e cu ceva acolo, e șeful, e vedeta numărul 1, e cel mai bun în instituție, e cea mai frumoasă femeie din oraș. Dar nu vă lăsați nici voi, pentru că vă simțiți în stare să fiți față în față, dacă nu chiar să-l depășiți la un moment dat. Racul. O mare doză de emoție aveți voi. O emoție plăcută. Ori e o presimțire că urmează ceva foarte bun și deja intrați în zona aia de emotivitate, parcă tremurați, parcă o emotivitate plăcută, spun lucrul ăsta din nou, e ca atunci când urmează să vă întâlniți cu persoana iubită, normal, fluturi în stomac, chestii de astea, e o luptă de emoții acolo. E și un dram de teamă, dar dacă nu mă descurc, dar dacă, cine știe ce iese în toată povestea asta, dar și un entuziasm, aveți încredere 50-50 că veți reuși. Poate e prima întâlnire cu cineva și atunci vreți să lăsați impresie foarte bună. Bun, și poate să nu fie vorba neapărat de iubire. Poate fi o întrevedere pentru angajare, de exemplu. Normal că trebuie să vă duceți acolo perfecți. De-aia este o emoție colosală. Dar e o emoție și constructivă deopotrivă. Să vă pregătiți, să vă îmbrăcați cel mai cel. E o pregătire mentală ce faceți voi acolo. Este emoția, vă tulbură, nu puteți dormi noaptea de emoție, dar și trebuie să mă duc, trebuie să vorbesc bine, trebuie să povestesc despre trecutul meu, dacă e vorba de o angajare. Deci e o întrevedere foarte importantă, cine știe de cât timp pregătită și cu cât vă apropiați mai mult, poate nu e azi mâine întrevederea, cu cât vă apropiați mai mult, emoția crește, dar și dorința de a face o impresie excelentă. Probabil sunteți genul de om care zilele astea își alege cele mai bune haine, cea mai bună imagine, parcă vă pregătiți speech-ul în oglindă să iasă totul ca la carte. Cine știe, poate abia peste câteva zile va fi efectiv marele eveniment, dar pregătiți din timp. Vreți să iasă perfect, asta este dorința voastră, un spirit ăsta de perfecționist până în cele mai mici detalii. Suntem în zodia Fecioare și în perioada Fecioarei suntem extrem de detaliați, de minuțioși și voi asta vreți. Să vă controlați emoția, să nu vă temeți în fața angajatorului sau a persoanei iubite cu care urmează să vă întâlniți. Deci întâlnirea aia are o conotație specială. Vă tulbură, dar și vă ambiționează.
vă emoționează, dar și vă face să ieșiți mai tare la lumină și să lăsați o impresie excelentă. Leul, ați vrea să ieșiți un pic în lumină, să vă vadă cineva, dar parcă nu prea sunteți lăsat din anumite puncte de vedere. Posibil să fie cu luna acolo într-o poziție înaltă pentru voi, trei planete în Taur, în zona vizibilității voastre, să zicem așa, posibil să treacă un nor peste vizibilitatea voastră. Acolo unde vă simțeați voi mai bine pregătit, mai frumos, mai puternic, mai grozav, da, faceți un pas în față și de aia trece un nor care vă eclipsează. E, acest nor poate să fie o critică, un invidios care parcă încearcă să vă dea jos de pe pedestal, o șansă cumva ratată, posibil cineva să umble așa cu cioara vopsită pe lângă voi, văzându-vă această vizibilitate. Probabil o mică invidie, da, cred că e o chestiune de invidie din partea cuiva și nu vă lasă să străluciți așa cum ați merita. Din diverse motive. Ori se crede el mai grozav, ori, mă rog, sunt acolo niște mici emoții negative care plutesc, sau sentimente sau energii negative care plutesc în aer, dar parcă nu vă pasă. Totuși, cu trei planete în cea mai înaltă poziție, sunteți cel mai tare. Probabil chiar și invidia pe voi vă ambiționează. Îl vedeți pe ăla că vă privește un pic așa cu coada ochiului, dar parcă mai tare vă simțiți bine într-o astfel de situație. În momentul când ai invidioși în preajmă, când ai rival, când ai oameni care te vorbesc, da, cred că ăsta e cuvântul, vorbește lumea despre voi în diverse feluri, dar parcă atunci mai tare vă simțiți ambițios, puternic, grozav și mai și vreți să străluciți. Dar vreți să străluciți în fața celor care nu vă plac. Pentru că cei care vă plac știți foarte bine că sunt de partea voastră. Dar, da, foarte demonstrativ, foarte dornic să arătați cuiva ceva, poate chiar și o lecție, o să încercați să epatați așa, să ieșiți un pic în lumina tuturor și să vă dați mare, dar poate cu un motiv, ca să-l înfrângeți pe invidiosul din umbră. Fecioara, foarte important și în continuare pentru voi. Săptămâna asta vor fi niște evenimente care vizează foarte mult planetele de la voi din ogradă, deci profitați. Foarte susținut și Soarele și Mercur, veți vedea în horoscopul săptămânii și sigur voi mai vorbi și la horoscopele zilnice atunci când se întâmplă. Deci e o doză de energie care pe voi vă susține. Parcă ar fi trimise către voi toate resursele necesare, cam tot ce aveți voi nevoie. Dacă cineva are nevoie de o șansă, îi se oferă șansa. Dacă cineva are nevoie de o zi liberă, îi se oferă acea zi liberă. Parcă vine un dar din partea Universului. Un răspuns, un om care apare în calea voastră atunci când trebuie. O sursă de bani. Deci ceea ce ați trimis voi la un moment dat, sub formă de cât de multă nevoie aș avea, se poate materializa într-un fel sau altul. Ia, aveți acel sentiment că vă iubește cineva. Ori, efectiv, vă iubește o persoană și e acolo lângă voi și face orice pentru voi și își demonstrează iubirea pentru voi. Ori aveți impresia că vă iubește Universul, Dumnezeu, cineva acolo sus mă iubește, știți cum este vorba. Cam asta simțiți voi, că apar niște oportunități care nu vi se oferă tot timpul și care vă dau acest sentiment de sunt norocos, îmi merge treaba. Prea multe trigoane de pământ în perioada asta care vizează și pe Mercur și pe Soarele încă de la voi din Zodie și acum odată în plus și cu Luna acolo într-o poziție benefică primiți inspirație, resurse, bani dacă aveți nevoie, oamenii potriviți vă apar în cale cu instrumentele de care aveți nevoie, cu soluții, cu răspunsuri, cu informații. Aveți acel sentiment de generozitate, dar nu e generozitatea voastră. Voi sunteți ținta generozității cuiva. Cineva este bun cu voi, cineva este alături de voi, dar cineva poate să fie și acolo, sus, Universul, care într-un fel sau altul vă trimite exact ce vă este de folos. Voi, balanțele, s-ar putea să simțiți așa un val benefic vouă, un val prin care vă puteți remarca, puteți atrage atenția, puteți ieși din anonimat sau puteți elimina un mic inamic din preajmă.
Nu-l veți elimina, musai, față în față, i-ați dat un glonț în cap și a scăpat de el. Nu, asta e situația. E șansa voastră de a-l depăși, șansa voastră de a-l ignora, ca și cum nu este acolo. El, într-un fel sau altul, inamicul este. Și inamic poate să însemne orice. O mică problemă de sănătate pentru unii, un mic ghinion pentru alții, lipsa unor bani. E, acel lucru este o provocare pentru voi, dar o provocare nedorită, neplăcută. Dar, printr-un mare joc al întâmplării, al norocului, parcă evitați taman punctul ăla și nu vă atinge, nu se manifestă micul ghinion pe care inamicul din umbră vi l-ar putea cauza. Bun, nu o să vă dați seama că ați trecut peste, așa ca prin urechile acului, dar fiți sigur că în cele din urmă se termină ziua și o să vă dați seama că la un moment dat ați trecut așa razant pe lângă nu știu ce mic ghinion. Dacă ați fi turnat gaz pe foc, ieșe de acolo un conflict. Dacă ați fi spus nu știu ce, stricați ceva. Dacă puncte, nu știu ce lucru s-ar fi întâmplat. Dar intuiția extrem de puternică pentru voi în perioada asta v-a spus: nu te băga, lasă furtuna să treacă pe lângă tine, lasă ghinionul să treacă, nu-l atâța, nu-l zgândări, că unii ați fi tentați să vă jucați un pic cu focul, ia să vă ce iese din asta, nu, dar parcă ceva vă spune, taci, stai în banca ta, nu acționa, nu exagera și lucrul ăla vă păzește de o situație neplăcută. Dacă nu vă țineți de la ceea ce vă spune intuiția să nu faceți și în cele din urmă faceți, s-ar putea să cauzați cuiva o neplăcere. Cineva iese șifonat din toată povestea asta, ori voi, ori cel cu care vă confruntați, dar cine reușește să-și țină sub control energia, curajul, cine știe câte lucruri sunt gata să explodeze acolo, veți scăpa cu brio de ceva neplăcut. Uneori a nu acționa, uneori a sta pasiv, uneori a sta în banca voastră e un lucru mult mai bun decât a vă încerca norocul, că de fapt nu prea e noroc în situația de față. Nefăcând un lucru nu înseamnă că e rău, ci uneori cel mai bun lucru este să nu-l faceți. Scorpionul, planuri peste planuri împreună cu familia, probabil cu persoana iubită, aveți niște mari gânduri de viitor. Nu toate sunt ușoare, așa este. Tocmai de aia și părerile, discuțiile sunt foarte împărțite. Probabil trebuie să faceți niște cheltuieli mari, investiții mari. Discutați cu persoana iubită, hai să cumpărăm mobilă nouă, hai să zugrăvim, hai să ne mutăm într-o casă mai mare. Sunt niște cheltuieli acolo. Toți vă doriți lucrul ăla, toți îl visați cu ochii deschiși și foarte bine. A visa cu ochii deschiși înseamnă manifestare, visați că într-o zi lucrul ăla va deveni realitate, dar deocamdată sunt niște hopuri. Cu alte cuvinte, deocamdată nu aveți toate resursele sau deocamdată nu sunteți toți pe aceeași lungime de undă. Da, hai să luăm o casă, ziceți, și sunteți de acord, dar când începeți să discutați la bani mărunți cum o să fie casa aia, trag cei doi în două direcții diferite, deocamdată. E nevoie de adaptare, e nevoie de discuție acolo și veți ajunge, foarte probabil, peste câteva zile veți ajunge la o concluzie, poate după ce Mercur va reveni din retrogradare, veți ajunge la o concluzie care le convine amândurora sau întregii familii. Orice ar fi asta, casă, concediu, planuri de viitor, mutări undeva, cumpărături, o afacere comună, deci aveți niște proiecte lucrative, foarte palpabile și evident mari consumatoare de bani și probabil și de acolo vin niște mici dispute. Dar avem banii ăștia, dar nu mai bine banii ăștia îi ținem pentru nu știu ce, dar o fi momentul. E o mare luptă între două sau poate între toți membrii familiei, poate și copilul are ceva de spus în toată povestea asta, dar nu, cred că e o chestiune de familie în care s-ar putea factorul principal devenit al casei, cel care aduce cel mai mulți bani, să pună niște condiții. Deocamdată contradictorii, dar într-o zi veți fi pe aceeași lungime de undă și visele astea care deocamdată sunt așa la nivel teoretic, hai să vor deveni realitate. Săgetătorul, aveți un mare vis, un plan, mamă ce aș face cu tare lucru, spuneți voi și e o luptă între a face lucrul ăla și a nu-l face, parcă încă nu v-ați hotărât.
Probabil o să-l faceți. Probabil așteptați să se mai hotărască un pic planetele astea retrograde de azi încolo și Jupiter retrogradează și cine este Jupiter, dacă nu chiar guvernatorul vostru, încât visul al vostru, scopul, țelul pe care vi-l propuneți sau poate este în desfășurare, o să meargă un pic așa, parcă în două direcții. Sau mai bine zis, mergeți pe două căi deocamdată și într-o zi o să vă hotărâți pe care dintre ele vă veți canaliza toată energia. Orice ar însemna aceste două căi. Unii nu v-ați hotărât asupra unei iubiri și merge și cu fostul, merge și cu actualul. Unii nu v-ați hotărât asupra unei chestiuni profesionale. Faci că aș rămâne la jobul ăsta, dar parcă pregătesc și plecarea. Mergeți o vreme, da, pe două căi. Pentru că nu s-au clarificat cele două, parcă amândouă bune sau amândouă la fel, și de bune și de rele, nu sunteți foarte decis. O să vă decideți abia probabil peste câteva zile când și Mercur va reveni din retrogradare. Acum e așa un parcă da, parcă nu, aș merge în stânga, dar parcă aș merge și în dreapta, dacă nu chiar și pe amândouă căile. Nu e una din căi, nu e atât de clar conturată încât să spuneți din start asta e cea mai bună, asta e varianta optimă. Încă nu, ambele sunt cam la fel. Cam amândouă au și avantaje și dezavantaje, cum s-ar spune, sau eforturi și beneficii deopotrivă. Vreți, asta deocamdată știți că vreți lucrurile și vă adunați toată energia, poate chiar acum îi dați drumul, poate e startul primei pași, așa la început de lună, dați drumul acestui nou proiect și deocamdată sunteți sub influența energiei alea benefice, vreau, fac, mamă ce bine o să iasă. Sigur că sunt și piedici pe parcurs, sigur că e un demers poate de durată și încă atât de tulbure, așa și așa, încotro să o iau și poate că aveți nevoie chiar și de un ghid, de un îndrumător, da, cineva să vă, ori să-l urmați, ori să vă arate, să vă dea niște sfaturi, ori să învățați de la acest om. Parcă aveți nevoie de un profesor, parcă sunteți într-o mașină, dar nu voi conduceți mașina, altul trebuie să o conducă. Sau mă rog, aveți acolo o cască în ureche care vă spune, ia-o pe aici, ia-o pe aici. Deocamdată nu aveți voi o voință proprie foarte clar definită și să spuneți, domnule, fac lucrul ăsta și merg până în pânzile albe conform voinței mele. Da, posibil ușor condus de cineva, influențat de cineva, dependent de cineva, în planul 2 al cuiva sau însoțit de cineva, parcă nu sunteți 100% voi la manșă. Dar poate vă învață de bine acest, sau vă îndrumă bine acest om care vă spune pe unde să luați. Capricornul, vreți să eliminați într-un fel sau altul din viața voastră, din lista voastră de colaborator, de prieteni, vreți să eliminați un om care nu vă mai inspiră încredere, seriozitate, maturitate. În ultima vreme această persoană și-a demonstrat superficialitatea, imaturitatea. A fost un pic jucăuș, un pic infantil și a făcut niște gafe pe semne. Și acum vă dați seama că multe din problemele voastre actuale își au originea în gafele acestui om. Și spuneți eu, dar eu n-am spor, eu n-am, nu înaintez din cauza acestei persoane. Merg mai departe, așa, cu colaboratorul, însoțitorul, cine o fi, tovarășul ăsta alături de mine, care nu face ceva decât să se joace. Voi nu aveți spor. Și vreți să vă descotorosiți. Poate norocul este că el deja se gândește cum să iasă din această colaborare. Voi sunteți un om extrem de matur, serios, responsabil și nu prea faceți familie bună, casă bună, treabă bună cu un jucăuș alături, un aventurier, cu un schimbător, cu un capricios, ba vreau, ba nu vreau. Și de aia n-ați avut spor. Și veți discuta probabil cu acest om. Ori îi puneți niște condiții foarte ferme, da, cum e un imatur prin definiție s-ar putea să nu le accepte, ori să aveți o discuție de asta clarificatoare, pe principiu, hai la revedere, că tu nu ai nimic de obținut, eu nu fac pași înainte și o să vreți o ruptură, independență, fiecare pe drumul lui, cred că mai degrabă independența este, fiecare pe drumul lui.
Și în iubire puteți simți această nevoie de eliberare. Omul de lângă voi nu vă inspiră responsabilitate. Voi vreți ceva serios. Voi vreți angajament, voi vreți căsătorie, voi vreți familie, voi vreți lucruri mature, ori el încă se joacă de iubire, se joacă de relație. Și foarte posibil unii să fiți foarte tranșanți la capitolul iubire, relații, ori. Și cum nu prea vă puteți baza pe respectiva persoană atât de imatură, emoțional, veți prefera finalul decât să mai trageți, să mai salvați. Această Venus care se oprește din retrogradare s-ar putea să fie foarte hotărâtă. Probabil i-ați dat acestui om un interval și ce, uite, cât timp e Venus retrograd și este retrograd de ceva vreme, te mai las să te clarifici, mai suntem împreună, nu mai suntem împreună, ducem relația asta mai departe. Sau când se va termina retrogradarea venusiană, adică acum, o să vă cam vedeți de drum. Da, probabil ați tras de ea, ați întins relația asta cât s-a putut, ați dat acest termen limită, dar de acum începe să fiți foarte tranșant, foarte direct. Și vă veți dori să vă eliberați de acele relații în care nu aveți nimic de câștigat, decât să așteptați, să faceți compromisuri, să-i mai dați o șansă, a mea șansă, ori el, celălalt, partenerul, cine o fie, acel om încă irresponsabil și neimplicat, nu știe să fie realmente parte egală într-o relație. Vărsătorul, veniți cu niște propuneri într-un anumit mediu, poate acasă veniți cu niște idei, poate în grupul de lucru, poate sunteți chiar un fel de mic lider, conducător, cel care mobilizează pe toată lumea. Le dați altora o treabă, cu alte cuvinte, dar participând, evident, nu doar pasați la ceilalți. Sunteți și voi un capitan jucător în toată povestea asta, dar totuși cel care dictează direcția. Numai că aveți în preajma voastră și niște personaje care tare vă mai trag înapoi. Nu prea aveți spor. Niște gică contra, niște cârcotași, niște oameni temători, conservatori, leneși, de ce nu, hai să zicem și pe dreaptă, pot fi și foarte comozi, care nu vor să se implice, încât aveți impresia de multe ori că tot greu e pe umerii voștri. E ca atunci când vreți să conduceți o echipă, dar pe cine să conduceți, că ceilalți nu știu altceva decât să fugă de ce au de făcut. Îi vedeți că trag chiulul, îi vedeți că ies la țigară non-stop, îi vedeți că spun nu la tot ce le propuneți, stau în banca lor, poate chiar și o problemă de comunicare este acolo, nu înțelegeți ce gânduri au, ce vor. O doză de tăcere, izolare, retragere din partea oamenilor ăstora cu care ar trebui să lucrați. Cu cine să lucrați? Aveți impresia că dialogul este un dialog cu surzii, răspunsurile sunt monosilabice, vă lasă în sin când voi trimiteți un mesaj. E o senzație de asta că vorbiți cu un zid. Poate chiar există o atmosferă de asta rezervată, tăcută, planează în aer, așa o vagă tensiune pe semne. Și aveți acea senzație cu mama cât aș vrea să fac, dar cu cine să fac? Păi cu cine? Singur. În unele momente, independența e totul, iar voi sunteți o zodie independentă. Decât cu asemenea tovarăși care nu vă ajută la nimic, ci mai degrabă vă consumă inutil resursele, mai bine singur. Încât da, s-ar putea să vă abucați până la urmă de unul singur, orice ar însemna asta. Acasă, deși ar trebui să mobilizați toată familia, n-aveți cu cine, faceți singur, la servici, faceți singur, oriunde, până la urmă ziceți, ok, bine, mai bine mă descurc pe cont propriu decât cu asemenea echipaj care nu face altceva decât să vă tragă înapoi. Peștii, aveți în față o discuție, probabil, cu un personaj, un partener, partenerul de viață, partenerul de afaceri, un om cu care până mai ieri aveați niște planuri comune, niște vise comune. Mamă, ce o să facem noi împreună? Da, ideea este de împreună până mai ieri era acolo. Dar în acest împreună a cam apărut o răceală, o scindare, parcă nu mai vâsliți la aceeași barcă. Ori s-a băgat cineva. Foarte posibil între doi, până acum, înhămați la aceeași căruță,
m-a intervenit a treia persoană care îl tulbură pe calul cu care trage la aceeași căruță. Și de aceea nu mai este unitate, nu mai este coeziune, nu mai este aceeași direcție. Tovarășul vostru înhămat la căruță deja trage în partea cealaltă, nu către voi. Și normal, vă tulbură foarte tare lucrul ăsta, vă doare, au apărut discuții, probabil tensionate, poate chiar e nevoie de niște discuții foarte tranșante cu acest tovarăș de lângă voi. Nu mai e aceeași viziune, nu mai gândiți la fel, nu mai sunteți un tandem, sunteți doi cai la o căruță, dar caii ăștia nu mai cooperează. Lucrul ăsta îl puteți simți la serviciu. Până mai ieri aveați un colaborator foarte bun, dar a început să facă echipă cu colegul de birou. În cuplu puteți simți asta, că parcă persoana iubită nu mai este prezentă realmente, ci privește în altă curte. Bineînțeles că e loc și de scenaristică în momentul ăsta. Aoleo, mă trădează, mă minte, e firesc într-un astfel de moment să vă fure și astfel de gânduri, frici, îndoieli, suspiciuni. Problema asta de comunicare v-a cam îndepărtat. Poate nu-i de azi problema de comunicare, dar acum așa simțiți că acest inamic ce a intervenit între voi și persoana cealaltă, cine o fi, vă poate rupe relația sau buna colaborare de până mai ieri. Poate nu-i neapărat un triunghi amoros aici, poate nu-i neapărat trădare, dar aveți impresia că omul ăsta cu care până mai ieri, da, facem împreună, nu mai sunteți împreună. E atras de altceva, dar altceva poate să însemne, poate are o preocupare, poate are, e ocupat cu altceva, el stresat de ceva, poate are un viciu, poate ascunde ceva, deci nu e neapărat o persoană care s-a băgat, ci un virus a intrat în cooperarea voastră foarte bună de până mai ieri. E, probabil a trebuit să lucrați cu acest virus, să vedeți ce-i virusul ăla, ce-l face pe tovarășul vostru care până mai ieri era 50-50 acolo, să nu mai fie 50-50. Simțiți că trageți în gol, simțiți că e din ce în ce mai absent din această cooperare și câteva zile, probabil de acum încolo, o să aveți niște discuții, cine știe, ca să clarificați ce se întâmplă. Există motive de îngrijorare? Există motive de separare? Sau ce se va întâmpla cu această până mai ieri foarte bună echipă? Formați un tandem, formați un cuplu, da? Dar ceva v-a stricat buna înțelegere. Asta e ziua de 4 septembrie, nu uitați de toate celelalte horoscoape pe care vi le-am recomandat și să aveți o zi bună!